Ea este Iulia. Hello. Iulia, bine ai venit la noi. E prima dată când ești în vlogul nostru. Da. Entuziasmată? Da. Emoții? Puțin, dar e n-ar trebui să ai absolut deloc. Vreau să am o conversație foarte calmă cu tine și foarte... Sunt convins că eu, la fel ca toată lumea care se uită la noi, în special voi cei tineri care vă gândiți dacă vreți să veniți la noi la facultate sau nu, suntem curioși să aflăm multe lucruri despre toate business-urile pe care le au antreprenorii de la noi din facultate și tu ești unul dintre ei și în premieră e primul student de anul 4 care vine la noi în blog și ne însoțește și ne răspunde la întrebări. Spune-ne un pic povestea ta în această facultate până acum. În momentul în care eram în clasa a 12-a, eu îmi doream foarte mult să plec în afară. La mine în liceu toată lumea vrea să plece în Anglia. Așa că am zis că o fi o idee bună să plec și eu. Așa că am mers un an, am studiat la Durham University. Unde asta? Lângă Newcastle, în nord. Ok. Am studiat tot business and management. Nu prea mi-a plăcut. Ideea e că eu aveam impresia că ne vor trainui să devenim antreprenori, dar mai mult a fost să devenim niște angajați buni în corporații, ceea ce nu e nimic greșit, dar eu nu asta îmi doream. Și când am ajuns acolo, m-a deranjat faptul că niciunul din profesori nu a avut un business în viața reală, toți ne învățau din cărți, ei nu profesau nimic în afară de a fi profesor și ne învățau strict materia lor și atât. Okay. Și ei ne învățau pe noi business și a fost foarte deranjant. Și ai venit aici? Am venit aici, da. Și s-a schimbat? Da. Ok, mă bucur. A fost o decizie foarte bună. Am venit în vacanță de Paște aici la EA, am dat admiterea, am fost acceptată, apoi m-am întors în Anglia, am dat examenele, am încheiat anul și olgut și din toamnă am luat-o de la capăt la EA. Mamă, păi și spune un pic, deci practic tu ai 4 ani întregi de experiență în facultatea asta. Cum ești tu acum când te uiți la tine versus cum erai când ai intrat? Simt că m-a schimbat foarte mult. A fost o facultate foarte challenging. Încă mai e. Încă mai e, da. M-a ajutat foarte mult să mă dezvolt ca om echilibrat, aș putea spune. Okay. Mai mult ca orice altceva. Am acumulat foarte multe cunoștințe, foarte practice, pe business-ul meu, pe business-ul altora. A fost super plăcut, adică e chiar foarte fun facultatea asta. Și acum mai ai practic jumătate de an și ai terminat. Mai puțin, câte luni mai ai? Vreo 4. Oh my god, 4 luni și termin facultatea. Să ajungem toți în locul tău. Da. Ai emoții pentru licență? Nu. Cum arată licența pe care trebuie să o dai la sfârșitul anului 4? Va fi o lucrare scrisă care va implica o parte de research, pe un business, pe business-ul meu, pe business-ul altcuiva. Și apoi să tragi niște concluzii din research-ul făcut pe acea temă. Mai multe n-aș ști să zic. Nu e nicio problemă. O să afli, sperăm până dai licență. Ești în anul 4, deci mai mult ca sigur ai deja un business la care lucrezi. Ne poți povesti ceva despre el? Da. Ok, business-ul meu constă în acest produs, se cheamă Easy Stick, este un accesoriu inovativ de telefon, de mici dimensiuni și îți permite să-ți lipești telefonul de orice suprafață. Este un fel de gel adeziv. Oh. Și în același timp, piciorușul lui poate fi și sprijin pentru telefon pe suprafețe orizontale. De ce? Poți să-ți iau telefonul? Da. Ok. Deci e un fel de... Toată lumea caută să-și pună telefonul pe ceva. Când e util device-ul ăsta? Exemplul pe care îl dau cel mai des e că mă spăl pe dinți și mă uit la video, lipesc telefonul de oglindă și mă uit la video și mă spăl pe dinți sau alții se uită în duș. Bine, nu recomand asta că nu. Poate fi util și în mașină, depinzând de designul bordului mașinii. Ok. Și acasă și unde vrei tu. Super tare! Păi și cum îți merge? Merge ok. Am început în vară, în toamnă, mai degrabă. Deci câte luni de activitatea despre el? Cam 5, aș spune. Ok. 5. Și câți clienți aveți până acum? Am avut în jur de 150 de clienți, incluzând persoane fizice și firme. Foarte tare! Și produsul momentan este disponibil și în România, pe site-ul nostru, și în America, pe Amazon.com. Oh, ce tare! Lăsăm un link și către site-ul lor în description. Ne zici un pic câți bani ai făcut cu produsul ăsta până acum? În momentan nu am făcut suficient de mult pe cât aș vrea eu, undeva la 5.000 de euro aici vreau de afaceri până acum. Vreau și eu să pot să zic că am produs și că n-am făcut suficient bani, doar 5.000 de euro în anul 4 de studiu. Nu, nicio problemă. Așa ne raportăm noi la sume aici în facultate. Când zic că am făcut 5.000 de euro, înseamnă că n-am făcut nimic. 5.000 de euro nu înseamnă nimic. Cum ți-a venit ideea? Mă uitam la review-uri de telefoane pe internet, că urma să-și cumpere sora mea un telefon și am dat peste cineva care făcea un review la un telefon și avea acest accesoriu pe spate. L-a trecut peste, dar efectiv mi-a atras atenția și apoi am stat vreo 2-3 zile pe net, pe Alibaba și pe diverse site-uri de producție și de mase plastice și chestii de genul, până am găsit ceva super asemănător. În afară de licență, că asta e clar, ce alte planuri de viitor ai tu? Momentan nu, este foarte clar. Ca noi toți. Îmi doresc foarte mult să continui să am business-ul meu, poate nu ăsta nu-l văd pe termen extrem de lung. Dar până când vezi pe asta? Încă vreo 2-3 ani. Ok, deci încă 5.000 ore, ok, bine. Da, și suntem abia la început, oricum.
pe viitor tot business-uri mi-aș dori să am, deci nu mă văd făcând altceva. Bravo! Eu cred că am uitat să menționez asta. Iulia face parte din prima generație de studenți care au intrat la noi în facultate. Ei au fost primii, câți ați fost la început? 15. 15 studenți ai acestei facultăți. Ea a fost una dintre ei și acum câți ați rămas? 11. Deci 11 finaliști care au trecut prin tot maratonul de 4 ani de facultate și va fi unul dintre primii noștri absolvenți și alumni, da. Corect? Ok. Revenim la produsul tău. Easy Stick ăsta se lipește pe orice? Se lipește pe suprafețe netexturate. Adică pe sticlă, pe plastic, pe lemn, pe metal. Nu cred. Ba da. Pe orice? Aproape orice, da. Putem să testăm asta? Da, cum să nu. Ok. Prima probă, sticlă. Ok, pare că stă. Stă 100%. Și e greu de deslipit? Nu. Ai zice, da. A doua probă o să fie pe perete. Nu, 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 mai bine nu. Că s-ar putea să deslipească-te în cuiară. Depinde de chimisaj. A treia probă, metal. Pare că stă. Da, da. A patra probă, plute. Ah, uite, chiar stă. A nu știu câta probă, margine de lemn. Oh, ușă, lift. Hei, ok, stă. Whiteboard, facultate. Stă. Aparat de făcut cafea. Oh, student de antreprenorship academy. Nu stă, nu stă pe studenți, de ce mi-ai spus că nu stă pe studenți? Oglindă în baie. Oh, perfect. Când simți că nu se mai lipește suficient de puternic, îl dai jos de pe telefon, îl speli cu apă pe cele două suprafețe cu gel, îl lași la uscat și e aproape ca nou. Oh my god. Deci cu adevărat se lipește peste absolut orice. Mai puțin pe, nu știu, pe dacă vrei să lipești. Stil, da. Da, dacă vrei să lipești de haină, nu o să funcționeze. Și nici nu-ți recomand. Mulțumesc, Iulia, mult de tot că ai fost astăzi alături de noi. Și mulțumesc că ești primul student de anul 4. Asta e invitație oficială către toți studenții de anul 4, cei următorii absolvenți ai acestei facultăți, să vină să participe la vlogul ăsta. Mă uit la voi, vă știu, vreau să vă văd aici. Și pe ceilalți dintre voi care încă nici măcar nu sunteți la noi la facultate, dacă aveți întrebări, dacă aveți curiozități, băgați-le în comentariile de dedesubt, pentru că noi abia așteptăm să le răspundem și eu vă aștept oricând să treceți pe aici pe la facultate să vedeți cum e atmosfera. Eu am fost Dragoș și ne vedem data viitoare. Iulia, ultime cuvinte? Mult succes! Pa, ciao, pa. Pe data viitoare!